onoare că ați acceptat invitația noastră astăzi. E o onoare și pentru mine. Îmi place, scuze-mă că te întrerup din prima, dar mă emoționează foarte mult emoțiile voastre, să știți, adică e foarte frumos să primiți un om de maniera asta și vă mulțumesc frumos. Pentru cei care încă nu vă cunosc, spuneți-ne cine este Adrian Teleșpan și cu ce se ocupă. Sunt șomer din 2012, practic, sunt șomer, dar bine, nu mai sunt angajat, cred că ar fi formularea cea mai potrivită. Știi că întrebarea asta e foarte clișeistică și stereotipică, dar și de multe ori o luăm în derâdere, știi, deci asta, cu ce întrebare se începe, știi? Dar, de fapt, este o întrebare de o profunzime absolut senzațională, că foarte puțin, adică, eu nu știu pe nimeni deocamdată în viața mea care să știe cine este cu adevărat, știe în totala profunzimea ființei lui. Și cred că avem posibilitatea de-a lungul acestei vieți să aflăm cine suntem. Și mă consider un om ca toți oamenii și mă consider privilegiat că pot să spun asta fără falsă modestie. Mi-a luat ceva să înțeleg acest lucru. Sunt posesorul unui ego, dacă vă este familiar acest concept, excepțional, uriaș și sunt un om care la 42 de ani acum am început să-mi găsesc liniștea în a mă vedea egal cu toată lumea. Uite, dacă e să răspund la această întrebare. Și îmi place foarte mult să mă simt egal cu toată lumea. Nici o altă idee, că eu am avut multe idei, se întâmplă uneori să am și 60 de idei pe minut, probabil știți și voi când îți mintea o ia razna, dar sunt foarte bucuros că după 42 de ani de viață am înțeles acest lucru senzațional de simplu, greu de pus în practică, dar eu cred că așa cum ne obișnuim mintea să gândească prost, toți, fără excepție, pot să spun asta, ne putem obișnui mintea și să gândim în folosul nostru și să ne luăm după un alt stereotip, un alt clișeu și anume iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și când reușim asta, cred că o să fim foarte liniștiți. Și eu am încredere în această specie, în pofida tuturor aparențelor, când ne ducem acolo, unde o să ne înțelegem. Extraordinar răspuns. Din câte știu, scrieți și articole. Scriu. Mi se pare atât de inedit să mi se spună dumneavoastră și la emisiunea mea de la radio, chem oameni și zic, băi, hai să mai vorbim frumos și cu dumneavoastră, știi, așa ca să mai promovăm un pic și politețea. Și da, acum nu este acel context, știi, că de obicei mă întâlnesc cu oameni pe care îi știu, cu care mă tutuiesc de obicei. Mulțumesc frumos pentru acest apelativ. Care este procesul unui articol de-al dumneavoastră? Păi, există cazul fericit în care aleg un subiect, ori singur, ori cu Ana Maria Lembrău, coordonatoarea mea de la B365, și aleg un subiect și apoi mă pun și îl scriu. Și există posibilitatea fericită, v-am zis, prin care să curgă textul din primă. Adică să înceapă și frumos și să fie și personal și să pot să transmit oamenilor și ce am învățat eu din propria prostie. Și ăsta e cazul fericit. Altădată se întâmplă să-l încep de o manieră foarte artificială. Îmi dau seama că e o manieră artificială, dar totuși continui ca să nu îl las. Și până la urmă îl las, după vreo 5-10 minute în care văd că nu capătă niciun dram de poezie. Și fumez o țigară, două, mă gândesc la altceva, eventual mai spăl un vas și după aia îmi vine ideea și îl scriu de maniera asta. Îmi place foarte mult să scriu și mă bucur că mi s-a dat acest talent, dar pe care l-am dezvoltat tot scriind. Și chiar dacă am scris doar o singură carte, în toți anii de când am scris Cimitirul și până acum, am scris tot felul de lucruri. Și pur și simplu am înțeles un lucru pe care îl știa toată lumea. Dacă ai un talent și îl folosești, acesta se îmbunătățește. Wow, vreo revelație din asta. Dar chiar este adevărat și invit pe toți oamenii, adică m-aș bucura pentru toți oamenii să reușească să-și găsească un talent. Că eu sunt convins că fiecare l-are, dar mulți nu avem posibilitatea să-l descoperim. Sunt convins că dacă m-aș fi născut cu
cu mintea asta, un copil în Africa care să nu aibă ce mânca, poate n-aș fi ajuns să-mi dau seama că îmi place și pot să scriu atât de repede. Și cam asta este procesul, dar lucrul principal, sau poate calitatea principală a scripturii mele, e că am învățat în ultimii 2 ani să scriu despre lucrurile la care mă pricep. Că toți avem tendința de a ne da cu părerea, știți foarte bine cum e pe Facebook, ne dăm cu părerea, nu contează care este subiectul. Noi haide să îl exploatăm și să avem o părere chiar dacă nu ne pricepem deloc. Și ultimii 2 ani au însemnat pentru mine un răspuns cumva la prima dumneavoastră întrebare: cine, Doamne iartă-mă, sunt eu? Și începând să mă cunosc mai bine și să învăț calitățile și capacitățile pe care eu cred că le are fiecare om, doar că am uitat un pic de cât de mișto și de șmecher suntem, de fapt. Dar sper să ne ajutăm unii pe alții, prin bunătate, să ne amintim lucrul ăsta. Am început să și vorbesc despre asta și analizându-mă foarte mult și cunoscându-mă, evident că am ajuns să mă pricep cât de cât mai mult la mine, depunând efort în acest sens. Și eu țin un curs de scriitură și încurajez pe oameni să scrie despre lucrurile la care se pricep și mi-au zis, păi, da, și cum identificăm lucrurile la care ne pricepem? Și am zis, este cel mai simplu, gândiți-vă la subiectul la care v-ați gândit cel mai mult. Și nu contează, poate că ai făcut obsesie pentru un om, ceea ce pățim cu toții. Poate că ai intrat într-o depresie și ai început să mănânci excesiv și te-ai îngrășat și te gândești. Noi avem foarte multe subiecte la care se gândesc foarte mulți dintre noi, dar nu ne dăm importanță pentru că sunt banale, dar ele sunt zona noastră de pricepere. Ele sunt subiectele despre care noi știm să vorbim, pentru că am investit foarte multă gândire, nu contează bună, proastă, constructivă sau în defavoarea noastră, noi am investit foarte multe gânduri în subiectul respectiv și este evident că ne pricepem la el. Și sunt convins că dacă m-aș apuca acum să scriu un text despre fotbal, dacă nu l-aș da la mișto complet și să fie doar pe umor, n-aș avea cum să îmi dau cu părerea despre fotbal, că nu mă pricep. Și de asta le aduc aminte tot timpul oamenilor care vin la curs, bă, scrieți-mă despre lucrurile la care v-ați gândit foarte mult, pentru că la alea vă pricepeți. Și să nu vă fie rușine, pentru că toți avem probleme. Încă n-am cunoscut un om cu o minte super liniștită care să transmită doar zen peste tot. Nu, toți avem perioade în care suntem mai lucizi și avem grijă mai mare de sufletul nostru și perioade în care, pardon, suntem super proști. Și nu trebuie să ne fie rușine cu asta, că nu, toți avem, nu știu dacă pot să folosesc cuvântul pe care l-am folosit original, puteți să puneți o steluță, toți avem căcaturi. Asta ar fi, știi, cumva expresia. Și ne e rușine cu ele de parcă ăile alții n-ar avea cu tot și le ascundem așa urii de alții ca niște tâmpiți ce suntem. Nu să spunem, bă, uite, mie mi-e greu de asta, eu sunt, am problema asta, tu ai pasta și ok, hai să ne ajutăm împreună să trecem peste, nu să ne rușinăm de probleme. Că nu, rușinea nu prea rezolvă, a nu se confunda rușinea care are nuanța de bun simț, știi, că rușinea pur și simplu cu lucrurile care nu ne ies foarte bine. Da. Referitor la cartea dumneavoastră, Cimitirul, pe care, din câte știu, a scris-o extraordinar de repede, v-ați așteptat înainte să o lansați să fie bestseller? Eu am avut un mare avantaj când am scris cartea asta. Lucrasem 8 ani în foarte multe televiziuni și aveam prieteni peste tot și am zis, bă, uite, am scris o carte, vă trimit, dacă îți place, ajută-mă și pe mine să o promovez. Deci știam că o să le placă, nu? Că erau prieteni de-ai mei, oameni cu același gen de umor, oameni care rezonase când muncisem împreună. Și eu am știut de potențialul comercial al acestei cărți, pentru că e o carte ușor de citit. Știu că am umor, sunt foarte recunoscător pentru asta și știu că oamenilor le place să râdă și știam și la secvențele la care vor râde. Și nu e vreun Goethe sau vreun Kant, adică nu trebuie să citești o frază de 2 ori ca să înțelegi ce a vrut să spună autorul. Sunt anumite idei pe care poți să le iei, să le digeri tu mai departe, să le înțelegi în maniera ta proprie și personală ca cititor, dar e o carte ușor de citit și noi oricum suntem obosiți de vreo 20 de ani încoace, mi se pare că suntem foarte obosiți ca specie de, și cu cât apare mai mult internet și ne depărtăm de noi, nu zic că e un discurs împotriva internetului, Doamne ferește, și eu stau mult pe internet, da? Dar
cumva ultimii 20 de ani în care internetul a devenit parte din viața noastră au devenit mai obositor pentru noi ca specie, pur și simplu. Suntem foarte obosiți și eu știam că această carte e ușor de citit de către oameni obosiți care vor să se relaxeze și... Da, am bănuit că o să fie... Adică nu că am bănuit că o să fie bestseller. Am avut și un moment de picaj în care eu am trimis cartea la mai multe edituri, am mai povestit chestia asta de multe ori și eu mă gândeam că o să se bată pe ea. Repet, eu recunoscând valoarea ei comercială. Gândindu-mă inclusiv la faptul că personajul principal e gay și e în România, unde oricum ăsta, din păcate, în 2013 încă era un subiect de controversă, mai este și acum, 8 ani mai târziu. Și am știut că un astfel de subiect va atrage atenția și că această carte va vinde. Și am trimis la foarte multe edituri și mi-au răspuns doar două care m-au refuzat. Și ulterior am găsit o editură care m-a publicat, Pepile, cum funcționează în România, adică Pepile mi-au citit-o, că dumnealor le-a plăcut foarte mult și au fost foarte receptivi din prima și au zis gata, o publicăm. Dar, da, e controversa așa din jurul acestei cărți, știam că va ajuta să se vândă. Bine, poate nu m-aș fi gândit atât de mult, dar e ok. Personal am citit cartea și pe câți lângă 17. Pe lângă detaliile pe care nu o să le menționăm acum, okay, am găsit o esență frumos concepută și m-am gândit că poate schimba mentalități într-o anumită formă. Considerați că e o carte pe care ar trebui să o citească orice adolescent? Dacă ar fi să răspund așa politically correct, dar mie nu-mi place politically correct, nu sunt absolut deloc, aș spune nu, cum să citească niște adolescenți o carte cu scene cu conotații sexuale atât de explicite. Dar mă îndoiesc că tinerii care vor citi această carte vor afla despre sex din această carte și cred că accesul la educație sexuală trebuie să apară foarte, foarte devreme. Adică nici nu știu... Poate și la 10 ani este târziu ca un copil să ia prima dată contact cu acest gen de informații. Dar din nou asta ține de rușinea de care vorbeam adineu. Ți-e rușine să vorbești cu copilul despre sex, de parcă n-ar face toată lumea, de parcă nu așa am fi apărut pe pământul ăsta. Dacă părinții noștri nu făceau sex și se jenau 30 de ani de treaba asta, nici noi n-am mai fi fost aici. Acum nu știu dacă e o carte care să fie pe gustul tuturor adolescenților, sunt convins că și adolescenții au gusturi și gusturi, dar cred că este o carte accesibilă pentru adolescenți. Adică nu accesibilă, e o carte cumva pentru toate vârstele, cred, de la 14 ani încolo. Am avut surpriza să o citească și persoane de 90 de ani și să le placă și, adică, prima mesaj de la cititor și zicea, uite, a citit-o și bunica mea și râde încă s-o vede, nu mă face pe ea acolo, e super entuziasmată. Dar m-aș bucura să o citească adolescenții și să învețe ce pot ei mai bun din cartea asta. Oricum, următoarea carte pe care o să o scriu nu o să mai fie, o să fie asemănătoare probabil ca și limbaj, poate ca și structură cursivă a textului, dar nu prea o să mai semene cu ideile toate din această carte, pentru că v-am zis, din fericire pentru mine, mintea mea a devenit mult mai de bun simț în ultimii 8 ani, mult mai de bun simț decât era atunci când am scris această carte. Și valoarea principală pe care aș vrea să o promovez, aducându-mi eu un prinos excepțional, este nejudecata, care din asta, încă un clișeu, eu cred în clișeu, să știți. Eu cred, până acum n-am descoperit un clișeu despre care să, în ultimii 2-3 ani, despre care să nu consider că este adevărat, inclusiv că iubirea este răspunsul la toate, cred că ăsta e cel mai mare clișeu care există dintre toate. Și eu cred în clișeu și de asta îmi doresc foarte mult să promovez cât pot și pe unde pot clișeul nejudecății. E jmecherie. Cum ați schița portretul cititorului ideal?
Păi uite, vezi, nejudecata, care mă ajută să-i văd pe toți egali, răspunsul este foarte simplu, prin prisma acestui aspect, prin prisma acestei valori. Omul, în general, nu... Știu care ar fi pentru mine reacția ideală a unui cititor, să râdă, să citească și să râdă, pentru că avem nevoie să râdăm, avem nevoie să ne bucurăm. Repet, suntem într-o perioadă super, super, super tâmpită în care o luăm razna, mulți dintre noi, și avem nevoie să râdem. Că atunci când râdem, uităm de... Mie îmi place foarte mult să râd. Râd mai ales atunci când sunt super prost, că nu mi se leagă o sinapsă câteodată și îmi dau seama că... Ni se întâmplă tuturor și mie mi se par absolut fantastice căderile astea ale minții, în care pur și simplu nu îți dai seama că ai băgat, nu știu, pisica în mașina de spălat, dar așa un exemplu, știi, ce fac mă cu asta? Și eu ieri m-am plimbat cu câinele, n-am înțeles de ce, vreo două minute prin casă la sub braț, pentru că vreau să mă duc să-mi iau o linguriță, să-mi amestec în ceai. Dar pur și simplu am luat și câinele, că era mai neliniștită, are 15 ani și e un pic anxioasă. Și am luat-o cu mine și pentru că am luat-o cu mine, n-aveam de ce să mă duc cu câinele să-mi iau o lingură. Și m-am dus așa, du-te, vin înainte și pe aia că bine, las, vârsta. Deci eu n-am un cititor ideal, dar, repet, reacția ideală, de fapt, și nu doar râsul, orice emoție, orice înmuiere în zona inimii și a sufletului care apare de la unul care citește, acea reacție mă gurește, indiferent cine este. Ieșind puțin din spectrul literaturii, ce a însemnat experiența din Asia Express pentru dumneavoastră? Cât am stat acolo, am regretat în fiecare minut când ne-am dus acolo. Dar în momentul în care s-a terminat, nu mi-a părut deloc rău că am trăit această experiență. Păi a fost... Eu am lucrat în televiziune. Știam sigur că fiecare reality show care este conceput, e conceput de așa natură încât concurenții, pe o piață ca cea din România, zic. Bine, și pe alte piețe. Concurenții să-și iasă din minți, să o ia razna, să aibă reacții cât mai de circ, cum s-ar spune, astfel încât, pentru că publicul asta devorează și asta este foarte... Ok, dacă oamenii la asta se distrează la circ, să se distreze la circ, nu e dacă se simt bine. Important e să nu judece circul. Și am ajuns acolo și pur și simplu în momentul în care a început competiția, efectiv tu ești într-un alt film. Noi ne știm foarte bine viața, aveam o rutină cu toții, indiferent de vârstă. Ne trezim în patul nostru în București, în Cluj, în Dorohoi, nu contează. Avem o treabă de făcut în ziua aia, o facem, ne întoarcem seara acasă, ne culcăm. Unele zile sunt mai altfel, nu culcăm. Dar în momentul în care am ajuns acolo, pur și simplu îți cad toate mecanismele de apărare pentru că nu știi de ce să te mai aperi, știi? Era, în primul rând, era plin de insecte. Te duceai noaptea pe la câte o cazare la baia, prindeai lumina și vedeai așa cum se răspândeau toți gândacii în toate părțile încăperii, așteptai să plece și te duceai. Și în momentul ăla, mintea tinde să dezvolte un soi de panică, pentru că, repet, ca și cum ai închide ochii, suntem aici la liceul Gheorghe Lazar, îi deschid și suntem în Cambodgia, într-o junglă. Te sperie un pic, știi? Bine, noi știam cum am ajuns acolo și că fusese și decizia noastră, în fond, și la urmă urmei, dar adaptarea a fost foarte interesantă, pentru că n-am mai știut de ce să ne fie frică și, în plus, aveam un scop, o misiune de a înainta în acea competiție, mai mult sau mai puțin, și te gândeai la aia, cumva, nu, n-aș putea spune despre mine că am fost o fire foarte, foarte competitivă, dar acolo, efectiv, ți-o lua mintea, razna, suntem la o întrecere și trebuie să ne întrecem. Really, nu? Altfel, îmi pare rău că nu am
fost o persoană mai rațională și mai echilibrată, ca să pot să observ mai mult zonele în care am fost, că nu, mintea era setată efectiv pe hai să scăpăm și de bucata asta, hai să ajungem, hai să câștigăm o imunitate, dar și nu mai erai atent pe unde umblai. Am văzut și niște locuri absolut excepționale, fantastice, dar și locuri în care, nu știu dacă știți, astea indienii nu au canalizare și au toaletele la poartă și nici, nu trag apa și aruncă cu o găleată cu ceva și ceea ce s-a eliminat iese în fața porții și se duce pe râu în jos, alături de ce s-a eliminat și din celelalte case. Și prin șanțul ăla vedeai animale, vedeai păsări, efectiv, și foarte multe alte lucruri destul de neplăcute. Dar în același timp dădeai după aia colțul, ca să zic așa, și ajungeai pe un drum cu o dita mai pădurea super, super verde. Se schimba peisajul, din păcate era gunoi cam peste tot. Altfel, ce să vă mai zic de experiența de la Asia Express? Repet, nu regret deloc că am fost. Chiar a fost o experiență pe care aș recomanda-o oricui ar avea oportunitatea să meargă în Asia Express. Chiar merită să mergi. Ne-am și distrat foarte mult, am și râs, dar am și tocat și niște noi nervi pe care nu știam. Eu am avut surpriză că am fost atât de amuzanți. Știu că și Ana și eu suntem niște oameni foarte amuzanți, dar la câți nervi am avut acolo, nu-mi imaginam că o să transpare totuși și latura noastră amuzantă, că dar a transpărut din, cred că, nu știu dacă am mai folosit vreodată transpărut, e corect? Probabil, sper. Doamne ajută, acum îmi trec și eu pe de-a căutând după asta. Da, e o experiență să participi la orice reality show, din care dacă ești atent și la un moment dat te echilibrezi, ai foarte multe de învățat. Eu am învățat, de exemplu, că mă ține mult mai bine fizicul decât mi-aș fi imaginat vreodată. Și alte lucruri. De-a lungul vieții, când ați simțit cel mai pregnant sentimentul de frică? De-a lungul vieții l-am simțit tot timpul. Și cum ați ales subiectul ăsta? Chiar voiam să vă întreb, cum ați ales frică? Am căutat ceva să putem atinge de absolut orice domeniu. Pentru okay. că tuturor le e frică de mm-hmm. ceva. A fost ca o revelație. Am citit într-o carte controversată și ea, care se numește Curs de Miracole. O carte de psihologie excepțională. Mi-a luat vreun an jumate să o citesc integral bine și are vreo 1600 de pagini. Și acolo mi-a rămas în cap o propoziție senzațională care spune că există doar două sentimente. Iubirea și frica. Și mie mi-a fost frică constant, cred că, poate în primii 5 ani din viață, nu, că eram copil, am copilării la bunici și am avut doi bunici absolut excepționali. Dar apoi, între 5 și 40 de ani, am convingerea că n-a trecut zi în care să nu-mi fie frică de ceva. Și e natural să ne fie frică. E cumva sentimentul cu care suntem cel mai obișnuiți, din păcate. Dar și chestia asta apare, frica e insuflată de peste tot, inclusiv din partea părinților, sau dacă nu ne e frică de dumnealor. Gândiți-vă cât de ușor apare frica într-o familie în care părinții se ceartă, în care există o vibrație negativă atât de puternică, în care în familie există un copil de 3-4 ani și aude pur și simplu acest ton al adulților în care ei nu se înțeleg. Și frica se învață, gândiți-vă cât de ușor se învață frica din sărăcie. Și noi suntem o țară post-comunistă, mulți dintre noi am trăit, poate nu într-o sărăcie lucie, dar rar s-a întâmplat să avem tot ce ne doream.
Frica se strecoară absolut de peste tot. Se strecoară, din păcate, inclusiv de la școală. Există și dascăli care înțeleg că cel mai bine ar fi să se impună prin a-și teroriza elevii. Și eu am avut profesori de care mi-era frică. Am avut însă și profesori pe care îi respectam. Apropo, felicitări profesorii voastre de română, excepționale mesajele pe care mi le-ați trimis pe Instagram. Unul dintre lucrurile care mă emoționează și mă fac să uit de frică, dar atunci când citesc un text scris impecabil din punct de vedere gramatical, bravo vouă că scrieți atât de frumos. Și am avut o profesoară de română senzațională, doamna Georgeta Fărtat, și datorită dumneei folosesc gramatica atât de coerent și îmi face o deosebită plăcere să folosesc gramatica așa. Și învățăm frică inclusiv din religie. Cred că asta este chintesența tuturor problemelor, pentru că nouă ne e frică de Dumnezeu. De mici suntem sfătuiți, sau bine sfătuiți în cazul cel mai prielnic, suntem amenințați că ne pedepsește Dumnezeu. Ceea ce, din punctul meu de vedere și numai al meu, sunt mulți oameni, din ce în ce mai mulți oameni care sunt de acord cu ideea asta, dacă Dumnezeu este doar iubire, iubirea n-are cum să vină să te pedepsească. Dar noi suntem obișnuiți inclusiv să ne pedepsim foarte mult între noi. Adică tu și într-o relație de cuplu, într-o relație părinte-copil, într-o relație de prieteni. Și la baza acestei probleme stă acest ego, care tinde să se vadă... Ne vedem atacați tot timpul. Pur și simplu, dacă la un moment dat cineva nu face ceea ce vrem noi, de exemplu, ne supărăm. Avem impresia că suntem foarte fragili și liniștea noastră este spulberată și de un pârț, de o bășină, practic. Nu contează ce se întâmplă, noi ne supărăm dacă un prieten nu vrea să facă ceva ce vrem noi să facă. Sau dacă... Sunt convins că ați avut situații în care v-ați supărat pe prieteni foarte apropiați pentru că au spus despre voi niște lucruri pe care vi le-ați fi dorit să rămână între voi. Și se întâmplă, ne e frică pur și simplu, în primul rând, să comunicăm, ceea ce are legătură cu rușinea asta. Mie, ți-e rușine să spui, bă, am o problemă. Sau ți-e rușine să-i spui, bă, m-am supărat pe tine. Lipsa de comunicare duce la frică. Dacă, știți și voi cum e, că ai o piatra aia pe suflet. Când vrei să spui ceva și vrei și ți-e frică și, nu, și stai și dacă îmi permite să spun, te coiești, uneori luni, ani în șir, poate ca să faci pasul care știi că o să-ți facă bine. Și în momentul în care faci pasul respectiv, efectiv ți se ridică greutatea aia. Și deși noi știm asta, că am trăit de multe ori ridicarea, chiar și voi, la vârsta asta, la 17 ani, sunt convins că v-ați lovit de situații din astea, în orice fel de context. Și deși noi vedem cum ni se ridică piatra aia de pe suflet, de pe inimă, repetăm greșeala și din nou ajungem într-o situație în care ținem ceva ăla în noi. Și asta pentru că se întâmplă uneori să aibă chiar un scop aparent nobil în spate, știi? Nu vreau să-l rănesc pe ălalt. Dar mă rănesc pe mine, în primul rând. Și nu spun asta să acționăm cu egoism, ci pur și simplu să ne invităm unii pe alții să comunicăm mai bine. Pentru că de asta ne e și frică unii de alții. Dacă eu aș ști totul despre tine și aș ști că ești un om, bă, și ăsta a greșit și eu am greșit, suntem ok cu chestia asta. Ne-am iertat, am făcut acest pas superb în viața noastră de a ne ierta unii pe alții, atunci nu ne-ar mai fi frică. Ai vedea un om pe stradă și ai ști că ești ăla un om ca tine, nu... Ați văzut cum funcționează anxietatea. Ești noaptea pe o stradă mai întunecată, să mai au niște pași, apar 70.000 de scenarii. Gândiți-vă că într-un context în care noi ne-am acceptat toate greșelile și ne-am iertat toate greșelile și nu ar mai fi frică unde alții, ne-am bucurat când am auzit niște pași în urma noastră pe stradă noaptea. Sunt încă un om. Și frica se inoculează din absolut toate direcțiile. De asta am și ajuns, din punctul meu de vedere, să ne fie frică de Dumnezeu, pentru că ni s-a spus că suntem după chipul și asemănarea Lui. Și când vedem în ce hal suntem noi, ne gândim că așa e și Dumnezeu. Dacă mi-e frică de un alt om, e normal să-mi fie frică și de Dumnezeu. Deci e foarte greu să scăpăm de frică. Ar trebui să fim foarte atenți să nu le mai strânim frică celor din jurul nostru. Iar asta se poate întâmpla doar prin comunicare și doar prin înțelegere. Gândiți-vă că o să deveniți părinte, că o să aveți un copil și că el ia
un 3 la o materie. În momentul în care te superi și îl cerți pe copilul ăla, produci frică. În momentul în care ești înțelegător, îngăduitor, dar fără să îl faci să creadă că e ok să mai ia 3 de încă 17.000 de ori. În momentul în care ești înțelegător cu copilul respectiv, acestuia nu-i mai e frică de tine. Iar asta e, poate să însemne pentru un copil, pentru un adolescent, cum învață să nu-i mai fie frică. Dar noi nu și toți... Da? Bine. Așa, ca să trag o concluzie la chestia asta. Pentru a nu mai perpetua frica, trebuie să fim doar onești și buni unii cu alții. Un alt clișeu. Dar pur și simplu, în momentul în care eu fac o greșeală și din partea ta primesc acceptare, ok, poate mai fac o dată, poate mai fac de două, dar măcar nu mai mi-este frică de tine pentru că știu că mă accepți. Dar neacceptarea greșelilor celorlalți provoacă foarte multă frică. Pentru că am dat apa asta și tu ai țipat la mine dacă apa a căzut pe jos. Sunt foarte atent data viitoare și poate fix din atenția aia o să o dau încă o dată jos. Trebuie să fim un pic mai atenți la cum perpetuăm frica. Dacă vă aduceți aminte de perioada liceului, povestiți-ne o experiență care v-a atins într-un mod pozitiv sau negativ. Liceul a fost o perioadă absolut senzațională. Am fost la cea mai proastă clasă din liceu, cel puțin așa eram considerați, a 12-a G, clasa de limbi străine. Așa sunt și eu. Se înființase în anul în care am dat eu la liceu. Mie, vă spun foarte sincer, nu mi-a plăcut foarte mult școala. Mi-a plăcut foarte mult să citesc. Citeam în continuu, în continuu, în continuu. Dar în rest eu am cunoștințe extrem de precare, dacă nu inexistente, din matematică, fizică, chimie. Nu știu absolut nimic pentru că nu mă interesau. Învățam cât să trec clasa. Am fost și corigent de foarte multe ori, iar în clasa 12-a am avut 356 de absențe. Nu mergeam absolut aproape deloc la materiile care nu mă interesau. Mergeam la română, mergeam la engleză, franceză, istorie universală și filozofie. Iar în rest, nu mi-e rușine să vă spun, eram efectiv dependent de păcănele. Și nu eram dependent la modul destructiv, pentru că învățasem cumva, nu să trișez, ci pur și simplu, dacă ai ureche muzicală la... La școală era foarte plăcut, aveam profesori care ne urau, pur și simplu, dar aveau și motive, pentru că eram foarte nesimțiți cu dumnealor, și aveam și profesori cu care ne înțelegeam absolut excepțional. Aveam o dirigintă foarte, foarte dură, care era doamna profesoară Oprea de franceză, dar am avut foarte mare noroc pentru că în clasa 12-a, chiar înainte de a începe anul, dumneavoastră a avut un accident auto și a trebuit să stea acasă 8 luni de zile, ceea ce de asta am și avut 356 de absențe, pentru că am fost lăsați cu domnul profesor de matematică, despre care toată lumea știa că nu este apt să predea, întrucât nu mai era în toate facultățile mintale, dar avea certificat de revoluționar și erau obligați să-l țină în școală. Am avut un profesor excepțional de limba română în clasa a noua, excepțional. Un genul de dascăl care reușea să-și impună respectul fără asemănă frică. Adică ți era rușine să nu înveți în fața dumneavoastră, pentru că vorbea atât de frumos și explica atât de frumos tot ceea ce se întâmpla la oră, încât ți era rușine să nu îți faci temele pentru data viitoare. Domnul Petre Mihai, apoi a plecat la Hunedoara și am avut o profesoară excepțională și în clasa 11-a și a 12-a, foarte tânără, cred că eram prima dumneai clasă de liceu,
domnișoara Zăbavă, se îmbrăca și foarte frumos. Și a fost așa, un om care a reușit să ne apropie și mai mult de limba română decât eram apropiați. Deci, unii profesori, aș putea spune că sunt amintirea mea preferată din liceu de pe locul 2. Pe locul 1 rămâne gașca mea, eu și 6 fete, 6 sau 7, nu știu, 6 cred că erau. 7. Pentru că inițialele numelor noastre erau Vacile cu 2 luni. Și ne-am distrat foarte mult în liceu, foarte, foarte mult în liceu. Câteva sfaturi ca și încheiere pentru noi ca membri ai unei reviste, ca liceeni și ca oameni. Să scrieți cu bucurie la revista asta și voi și urmașii voștri după ce veți pleca voi de aici mai departe la facultate și să scrieți fără rușine și să abordați tot timpul subiecte care poate adulților li se par sensibile sau nepotrivite. Și un sfat pe care eu l-aș găsi foarte util, dacă aș fi la vârsta voastră, luați în considerare faptul că și părinții și profesorii voștri au nevoie de prieteni. Și încercați să le fiți voi prieteni, poate chiar să faceți voi primul pas, chiar dacă dumnealor, adulții poate